Trăim într-o societate din ce în ce mai slabă, trăim într-o societate în care băieții sunt din ce în ce mai cocoloșiți, trăim într-o societate în care femeile se iau la bătaie cu bărbații pentru egalitatea de drepturi, când de fapt fiecare are rolul său bine definit și nu suntem egali, suntem complementari și asta este mult mai important decât egalitatea. Trăim într-o societate în care bărbații nu mai știu să facă nimic pentru casă, pentru gospodărie, chiar dacă stai la oraș, chiar dacă stai la sat. Încet, încet, mi se pare mie că numele de bărbat o să dispară, iar studiile medicale arată că nivelul de testosteron scade alarmant de la un deceniu la altul. Și m-am tot gândit, preponderent, oare cine se ocupă de educația copiilor noștri? Că sunt băieți, că sunt fete, nu contează, dar preponderent, cine se ocupă de asta? Ei bine, cred eu că nouă, mamelor, ne revine această responsabilitate foarte, foarte mare. Și aici cred că am fost manipulate de către societate să facem contra-intuitiv foarte, foarte multe lucruri. Cocoloșirea băieților, dar nu numai, a copiilor, în general, mi se pare un lucru foarte, foarte nociv. Nici cealaltă extremă în care îi exploatăm nu este bună, dar cocoloșirea este mult, mult mai dăunătoare decât ar fi exploatarea. Și mai ales la băieței. Dacă îi cocoloșim de mici, dacă nu îi lăsăm să greșească, dacă nu îi lăsăm să plătească pentru greșelile lor, dacă vrem mereu să-i ținem ca într-un bol de sticlă, ei să nu pățească nimic, nici fizic, nici emoțional, nici psihic, atunci ei nu vor învăța nimic. Nu își vor antrena acest mușchi a rezolvării de probleme, căci, în esență, bărbatul asta face, rezolvă probleme. Deși băieții de mici trebuie să învețe cum să rezolve unele lucruri de prin casă, de pe lângă casă și tot așa. Dacă noi suntem super protectivi, dacă noi le rezolvăm toate problemele, dacă noi ne băgăm în tot ceea ce ține de activitatea lor, atunci ei când vor mai învăța să facă asta? Consider că cei mici trebuie învățați să se descurce singuri. Doar așa învață lecții foarte, foarte prețioase. Nu cred că are rost ca părintele să intervină în relațiile copiilor de prietenie cu alți copii și mai apoi în relațiile lor de adulți, mai ales în relațiile lor de căsnicie. Mi se pare o greșeală foarte, foarte mare. În același timp, consider că copiii trebuie să învățați de mici că nu există loc pentru supremație între bărbat și femeie. Există loc doar pentru complementaritate și că asta ne face cu adevărat supremi față de animale. Faptul că gândim, faptul că știm să ne completăm, știm să fim ca o echipă, pentru că, până la urmă, e loc pentru toată lumea pe acest pământ. Toată lumea își are locul. Nu există supremație, nu există competiție, ci doar pentru mințile care nu gândesc chiar așa de mult și nu au încredere în forțele proprii, dar și în energia care le susține din spate. În același timp, consider că copiilor ar trebui să le fie predată lecția emoțiilor și a exprimărilor de emoții. De multe ori am auzit această replică: de ce plângi? De ce te smiorcăi? Ești bărbat mare! Emoțiile trebuiesc exprimate, nu reprimate. Doar așa creștem viitori adulți
sănătoși emoțional, care nu vor avea dependențe. Cam acestea sunt gândurile mele referitor la societatea în care trăim. Dacă voi aveți completări, aș fi bucuroasă să le citesc. Cert e că un lucru e de bine. Dacă există minus, e loc pentru plus. O zi frumoasă vă dorim și mulțumim pentru vizionare!